Senatorul PNL Răducu George Filipescu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul președinte al Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, nu mai candidează din partea PNL întrucât are dosar penal. Filipescu a anunțat că posibilul candidat din partea PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean ar fi actualul vicepreședinte Valentin Barbu. Ia. Deci ce facem popular local? Adică? Președintele Consiliului Județean și-a anunțat candidatura la primărie... Da, și a anunțat candidatura și la un partid pe care a candidat o româncă de origine americană, PPUSCRMP, care are o titulatură mai lungă decât administrația financiară. Și după care și-a anunțat candidatura și colo și colo. Cert e că nu mai candidează pe PNL, care are dosar penal și inculpat. Asta e simplu. Deci pe PNL nu mai poate calcula datorită de la decalogului sau din cauza decalogului. I-a zis cineva? I-a zis, bineînțeles că i-a zis. Cine? Eu nu țin chipul ăsta, că el de unul știe. Cine? Că eu știu, dar spune... Iisus Hristos e. Nu? Și acum... Și cu cine mergeți la Consiliul Județean? Uite, uite-l pe Vali, lângă noi. Vi se pare că Vali Barbu nu ar fi un președinte de Consiliul Județean mult mai capabil și mai serios decât Iliuță? Eu cred că da, de 100 de ori. Păi în orice moment. Dacă îl lansați? Băi, o să-l lansăm, eu vă spun de acum ca să nu vă aveți vreo emoție, că s-ar putea să fie altcineva. Cine să aibă noi? Da, voi, că sunteți emotivi rău. Decizia la partidului sau așa? La primărie? Decizia nu aparține în mod special centrului, dar trebuie avizul centrului pentru astfel de candidatură. Pentru primar, capitală de județ, pentru primar, de municipiu, pentru președinte, că Consiliul Județean și pentru parlamentar, trebuie avizul București. Pentru restul, nu. Dacă București va zice ok, îl vrem pe Iliuță la CJ? Păi tu mai ai zis că nu se poate. E penal. Eu mai înainte am spus că nu se poate. Dacă n-ai fost atent, repet. Având, nu poate să zică. Înseamnă că ne încalcă decalogul și sunt ca Iliuță încă vreo 12. Care sunt oameni sănătoși, adevărați, primarul de Târgu Mureș, primarul de Tulcea, primarul de Brașov și așa mai departe. Sunt mulți care sunt în situația în care nu pot candida pe PNL pentru că au avut dosar penal sau au dosar penal. Nu e Iliuță Buric Pământul. Da? Deci mult mai tari și mai importanți decât Iliuță sunt ăștia care, trei care i-am enumerat, care trebuiau să candideze pe PNL. Și dacă PNL i-ar fi avut, PSD-ul nu ar mai fost la conducere trei ani să facă țara asta varză. Da? Cât afectează PNL-ul această, să zicem... Afectează, destul de serios. Da? Da. Știi ce se întâmplă? Că pe la țară mai scapă câte unul care are un dosar penal și nu neapărat îl ia vizual. Nu PNL-ul, aici PNL-ul, plecarea lui Iliuță, să zicem, în altă candidatură independent sau la altă formațiune. Așa. Cât afectează? Cum afectează? Dacă ne răspundeți calitativ sau calitativ? Cum pozitiv amatează. Nu știu dacă pozitiv sau negativ. Probabil că, trăgând o linie la final, ar fi un mic avantaj, să spunem, că se liniștesc lucrurile. Lucrurile au fost tot timpul, anii ăștia agitați, de comportamentul lui Vasile, care nu a fost un comportament, să zic, violent, dar a fost tot timpul un comportament care a sturnat lucrurile. A dat oamenii afară, a creat probleme morale în interiorul partidului. Plus presiuni în stânga, în dreapta, în stilul lui, care nu are nicio legătură cu o educație de oraș și așa mai departe. Dar, da. Cine nu are legătură cu educație? El nu are legătură cu educație, cu băiat de oraș. Eu trebuie să ies să-ți vorbesc, în propoziții scurte, că nu înțelegeam. Bine. În final, e posibil ca 2, 3, 5 primari care sunt prieteni cu el să se deplaseze cu el în zona crepusculară în care o să plece el. Cu toate că, până la urmă, omul se gândește la coaja lui și la gâtul lui. Dacă PNL-ul va sta bine și va continua să stea bine, nu se plece nimeni. Că nu e nimeni nebun să plece necunoscut, dă mână cu Vasile. Vasile va trebui să plece din PNL din cauza lui. Că nu a dat afară Partidul Național Liberal, că n-a avut suficientă vână. Dar eu vreau să vă spun că el pleacă datorită comportamentului lui total defect. Total neprincipiat. Dai oamenii afară și ajungi în procese. Ajungi în procese pentru că măcar atâta lucru trebuia să știe un conducător. Băi, în societatea asta, în care drepturile omului sunt bine apărate, sau mai bine apărate ca în alte societăți,
tu trebuie să te desprinzi de societatea comunistă în care te-ai format, unde șeful că bate cu pumnul masă să stinge lumină. Nu mai e așa. Oamenii și-au căutat dreptate în justiție, și-au găsit-o, au fost ajutați? El trebuie să plătească. Cum? Au fost ajutați? Ajutați de ce? Oamenii. De mine nu. Nu, de dumneavoastră. Nici la alții. Și-au luat avocat și s-au dus la tribună. Păi nu, ce e simplu? Treabă foarte simplă.